Mănăstirea Cernetu din comuna Mărzănești, județul Teleorman, și-a sărbătorit ieri hramul. În mijlocul obștii monahale de aici s-a aflat cu această ocazie și preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. După ce a oficiat Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii Cernetu, cu hramurile Sfântul Trifon și Izvorul Tămăduirii, ierarhul a mers împreună cu soborul de preoți la altarul de vară, unde a oficiat Sfințirea Apei. Sărbătoarea de astăzi, Izvorul Tămăduirii Maicii Domnului, este tot o încredințare a acestui cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos, că deși în lume vom avea necazuri, să îndrăznim și să ne bucurăm căci cu ajutorul lui Hristos cel înviat putem să trecem peste toate, putem să biruim toate. Începuturile acestei sărbători a Izvorului Tămăduirii sunt mai târzii. După învierea Mântuitorului Hristos, cu multe veacuri, s-a întemeiat această sărbătoare prin aceea că Maica Domnului a descoperit lucrarea sa minunată de ajutorare a credincioșilor în apele unui izvor. Și acel izvor s-a făcut cunoscut în toată lumea pentru minunile și ajutorul pe care toți cei care se apropiau, gustau din apa acelui izvor sau se stropeau cu apa acelui izvor, le primeau de la Maica Domnului. Mănăstirea Sfântul Trifon din Cernetu a fost înființată în anul 2009.